Bună seara, bine ați venit la webinarul Analiza Pieței de astăzi. Dacă totul este în regulă cu sunetul, vă rog un ok din partea dumneavoastră. O să începem, ca de obicei, cu o introducere și apoi vom trece la analiza tehnică. E suficient, am văzut, mulțumesc, tot în regulă. Vom discuta puțin despre iluzia stabilității economice, care a convins majoritatea că marea criză economică din 2008 a fost depășită și, din păcate, nu este cazul. Adevărul este că a fost doar începutul și următorul val de criză este foarte, foarte aproape. De aceea am adunat astăzi pentru dumneavoastră 5 evenimente recente care indică un colaps iminent. Asta nu înseamnă că mâine, al economiei globale și al sistemului financiar. Și primul dintre acestea ar fi șomajul. Am și un grafic aici. Așadar, a fost publicat șomajul în zona euro, dar am văzut cu toții 11,9% nivel maxim istoric. Chiar în Italia șomajul a crescut la maximul ultimilor 21 de ani, în timp ce în Grecia a ajuns la 27%. Foarte îngrijorătoare este de asemenea și rata șomajului în rândul tinerilor și exact acest lucru afișează graficul pe care îl urmăriți. Nu știu cât de bună este calitatea. În fine, observăm cum șomajul în Grecia și Spania în rândul tinerilor sub 25 de ani, putem spune aici absolvenți de liceu, mai mult absolvenți de în facultate, cu studii superioare, iată că șomajul este undeva spre 60%. Și nu doar în Grecia și în Spania este la un nivel foarte ridicat, dar și în alte țări, precum Italia, Portugalia, Irlanda, undeva 30-40%. Și îl vedem în creștere în întreaga zonă euro. Putem spune că abia unul din doi absolvenți de facultate reușesc să-și găsească un job în aceste țări. Un alt eveniment recent, și nu doar recent, este vorba de mișcările sociale, care am văzut că se intensifică. De fapt, duminică a fost raportat cel mai amplu protest din istoria Portugaliei, cu sute de mii de nemulțumiți mărșăluind pe străzile din Lisabona. Am văzut din rezultatele alegerilor din Italia, din Franța, cu ceva timp în urmă, mai mult timp în urmă din Grecia, sondajele din zona euro, în rândul cetățenilor, arată că populația respinge în totalitate măsurile de austeritate, într-un procent foarte mare, chiar de 100%. Dar respinge și Uniunea Europeană și moneda euro undeva peste 50% dintre aceștia. De-a lungul istoriei, nemulțumirile acestea sociale, mișcările destabilizatoare, au crescut popularitatea extremiștilor și o să ajungem și la acest aspect. Ceea ce se și observă, această tendință este deja prezentă și manifestată. Bineînțeles, un al treilea eveniment recent amenințător, vorbim de noi maxime pe care indicele Dow Jones, S&P nu încă, dar nu ar fi exclus, însă indicele Dow Jones a atins maximele istorice, a depășit în această săptămână vârful din 2007, iar toate acestea în condițiile cele mai modeste reveniri economice după o recesiune. Și am vorbit săptămâna trecută de acest aspect, cum că băncile centrale care au alimentat această creștere a prețului, pompând lichiditate în sistem, înțelege și realizează că dacă acest bubble speculativ va exploda, va urma un alt crash. Ei bine, nu putem să spunem decât că știm, cu toții știm, că se va termina urât de tot această situație, acest trend ascendent, ca de fiecare dată. Dar între timp,
investitorii speculatori încă mai profită. Evident că un lucru este foarte important pentru aceștia, nu? Pentru noi toți prezenți în piață. Trebuie să ne asigurăm că vindem înaintea celorlalți, pentru că cine nu o să facă asta, o să fie surprins, cum s-a întâmplat de multe ori în trecut. Apoi, a patra întâmplare recentă și de asemenea amenințătoare pentru economie și sistemul financiar, un al patrulea eveniment care indică un colaps iminent. Datoria Italiei a crescut la 127% din PIB în 2013. Am un grafic și pentru aceasta. Iar acest nivel este cel mai ridicat după 1924, când Mussolini a proclamat practic dictatura fascistă. Nu este singurul motiv de panică. În Statele Unite, de exemplu, datoria totală pe cap de locuitor a ajuns la 185.000 de dolari publică și guvernamentală, care este dublu față de 2008. În același timp, venitul pe cap de locuitor a înregistrat în luna ianuarie acestui an cel mai amplu declin lunar din ultimii 20 de ani. Venitul populației. Venitul pe cap de locuitor. Am și pentru aceasta un grafic. Se observă. Iată, unde a ajuns rata șomajului în Italia, la ce nivel, da? Practic, la nivelul de acum 90 de ani, când fasciștii au ajuns la putere. Ok, și un grafic din Statele Unite. Nu doar venitul pe cap de locuitor a scăzut foarte mult și se confirmă această tendință, chiar și în Statele Unite, unde ei erau renumiți pentru clasa de mijloc pe care o avea. Aceasta este pe cale de dispariție în Statele Unite. Se observă din cele menționate anterior. Mai mult, avem un număr de record de 47,7 milioane de americani care beneficiază de aceste food stamp, niște suplimente de hrană, fel de etichete. Nu știu, o valoare 135 sau ceva de genul acesta pe lună. În 2008 erau 20 și ceva de milioane, acum se apropie de 50 de milioane. Acești oameni sunt considerați de către statul american că trăiesc sub limita sărăciei. Venitul lor, pentru că ei nu sunt șomeri, venitul lor este foarte mic, nu acoperă coșul zilnic considerat în Statele Unite. Astfel, au intrat în acest program de asistență socială. Numai puțin de 1 milion de oameni au intrat în acest program în primele 2 luni ale lui 2013. Iar putem spune că în SUA crește foarte, foarte puternic gradul de sărăcie. Chiar și în SUA se vede din acest grad. Evident, un alt factor de risc amenințător este acest război valutar care degenerează. Am văzut cum China a anunțat în acest weekend, prin vocea unui oficial al băncii centrale, că pur și simplu se pregătește pentru un război valutar. Asta ca o reacție la o decizie luată. La reacția neutră a membrilor G20 în ședința de la Moscova vis-a-vis de devalorizarea forțată a ienului. Pentru că știm că Japonia este acuzată că încearcă să fure din competitivitatea vecinului, încearcă să-și creeze un avantaj în piețe cheie de export în dauna rivalilor asiatici, China, Coreea de Sud și așa mai departe. Și conform acestor declarații oficiale, dar nu poziții, China este pe deplin pregătită să riposteze împotriva acestor politici monetare implementate de băncile centrale străine, de părere, este normal că politica monetară trebuie să fie o unealtă internă și nu o unealtă de manipulare a cursului
va lupta pentru a câștiga competitivitate în piață. Deci, iată, 5 evenimente recente, da? Repetăm, da? Șomaj la cote istorice și se vede foarte clar cum a ajuns până la 60% în rândul tinerilor și chiar la 30% pe total, iar în zona euro este la 12% maxim istoric. Apoi avem mișcări sociale ample care tind să degenereze. Apoi avem această bulă speculativă fără precedent în istoria bursului, această divergență uriașă între prețuri și fundamente alimentate de băncile centrale și, cum am spus, știm cum se va termina, doar că nu știm când se va termina. Cum se va termina știm cu toții și vedem, e suficient să vedem graficele din trecut. Apoi avem o nouă divergență de data aceasta între datorii imense. Nu a mai fost de pe vremea fasciștilor, în 1920, în unele țări europene. Statele Unite, în timp ce venitul pe cap de locuitor scade foarte, foarte mult și gradul de sărăcie crește alarmant. Deci iată, de aceea este evident că avem de-a face cu o iluzie a stabilității economice. Și, nu în ultimul rând, am spus despre războiul valutar, care devine un război comercial între marile puteri și care, de ce nu, riscă să degenereze în conflicte de altă natură. Se poate spune, fără a exagera, că economia noastră, cea de toate zilele, economia globală, sistemul financiar, și loc din economie, ea este, cum se spune, este ca un castel de nisip care are o fundație din datorii și bani de hârtie. Acești bani de hârtie lipsiți de valoare și creați fără absolut nicio acoperire. Ce s-a întâmplat după fiecare criză, știm cu toții, nu? Nimic altceva decât mai multe datorii și mai mulți bani tipăriți. Acestea au fost singurele soluții adoptate și poate au eliminat pericolul, riscul pe termen scurt, dar au agravat situația pe termen lung și este ceea ce vedem, ce am văzut în aceste grafice, cu șomaj, cu venituri, cu datorii și așa mai departe. Evident, nu trebuie să spune ca o amenințare, eu știu ce se începe să face de astăzi. Să spunem așa, cel mai negativ impactul ar putea fi o criză financiară majoră, ceva în genul celei din 2008. O altă posibilitate care este deja prezentă, se observă, este această discrepanță foarte mare între venituri și dispariția clasei de mijloc, creșterea gradului de sărăcie, chiar și în cele mai bogate țări. Și exemplul cel mai bun este Statele Unite. Am spus că 50 de milioane de oameni fac parte din programul de protecție. Sunt considerați că trăiesc sub gradul de sărăcie. La acești 50 de milioane mai adăugăm vreo 20 ceva de milioane care nu au loc de muncă. Șomeri plus cei care nu-și caută loc de muncă pur și simplu sau au renunțat să mai caută loc de muncă și nu sunt calculați în rata șomajului. De aceea rata șomajului nu reflectă întotdeauna șomajul real care este, pentru că ia în calcul pe cei care își caută un loc de muncă. Ce credeți? O să vină? Nu o să vină? Sunt aceste 5 evenimente recente, întâmplări amenințătoare pentru viitorul economiei, pentru viitorul sistemului financiar, pentru că sunt și trebuie să ținem cont de ele, pentru că ne arată că ne îndreptăm, ne împing practic, pur și simplu ce ne-a întâmplat în SUA, în Europa, ne împing spre o nouă criză globală. Să vedem cum se va manifesta ea. Am vorbit despre bula speculativă, dacă începem azi de timp că trebuie să
începem cu ea. Știți că nu prea folosesc foarte mult graficul, dau de și mai mult graficul este 500. Situația nu este foarte mult diferită. Nici o problemă, o să vedeți înregistrarea mâine dimineață sau, mă rog, undeva spre 10, 11, 12, când se va procesa înregistrarea webinarului. Avem SP500, am depășit și prima țintă, cu toate că am avut o corecție, însă o corecție minoră doar, de ceea ce așteptam ca rezistența aceasta, 240 de zile, 240 de puncte, 90 de zile, 110 de puncte, să genereze o corecție. M-a generat și o capitulare a trendului ascendent. Avem de-a face cu un al cincelea val, care ar cam trebui să închidă această structură. Parcă suntem pe final, știți, ultimul val al ultimului val al ultimului val și așa mai departe. Parcă, cum s-ar spune, se strânge cureaua din ce în ce mai mult și graficul weekly ne arată, adevărat, că suntem undeva în zona maximilor istorice. Dacă ținem cont de acest pattern, avem o străpungere adesea, o astfel de străpungere este înșelătoare și ea se termină cu o revărsare. Vorbim de un rising wedge, sau de cum arăta graficul monthly, iată, 5 valuri împotriva unui trend normal, un alt stil de capitulare al trendului, să vedem și aici la fel, un trend normal, 2-3-4-5, un pattern of trend, da, cu caracter bearish. Am extins și niște trenduri, trendul acesta, ce ne marca cu roșu, start, final, start, final. Facem niște extensii ale sale, să identificăm unde s-ar putea finaliza acest trend. Și avem un pattern bearish. Semnalul, când va fi semnalul? Când nu putem să ne luptăm cu... Este o mare greșeală să ne luptăm cu un trend ascendent, pentru că trendul poate să rămână ascendent mai mult decât putem noi să rămânem într-o poziție. Asta este clar. Atunci să avem semnale de revărsare care să anticipăm cât mai rapid o schimbare de trend. Vedem că aș vrea să văd un reversal puternic în această zonă. Am avut o corecție, dar o corecție minoră. Mergem pe un val 5, pe noi maxime, un fel de exhaustion rally. Dar cum am mai spus, este piața fiind foarte aproape de maximele istorice, este și tentată să le testeze. Vorbind strict de acest pattern, de acest trend ascendent care durează de un an și jumătate, în curând vom mai de un an și jumătate, modul lui de capitulare cel mai probabil va fi un exhaustion rally. O săptămână sau două sau trei, urmate de un reversal puternic, pentru că el are caracter bearish. Acest pattern este unul de distribuție. Volumul pe bursa de la New York pe acțiuni a scăzut la jumătate. Deci acum se tranzacționează 50% mai puține acțiuni decât se tranzacționează în 2008. Nu avem participare foarte mare, care ne arată că nu este o creștere sustenabilă. Acesta și mai degrabă este o capcană pentru cumpărători. Încă, cum am spus, încă mai profită speculatorii, dar trebuie să aibă grijă să vândă înaintea celorlalți. Atunci când se va porni, foarte greu se va mai opri. Da, și un lucru important este să vedem un revers. Nu o să mă cât ar putea să una, două, trei săptămâni, oricum am timingul acesta dat de vibrația de 26 de săptămâni și anume undeva finalul lui martie, începutul lui aprilie, era trebui să fie un maxim, dar să fie un punct de inflexiune, am mai avut noi și valul 5 egal valul 1. Inverted head and shoulders, unde este inverted push.
Valul 5 mai mare decât valul 3. Nu ar trebui să fie mai mare valul 5 decât valul 3. Asta am spus mereu că nu mă aștept ca acest val 2000-2200 să depășească în timp și în timp valul precedent. De aceea am setat undeva acest target maxim. O rezistență temporară care o vedem pe daily, care să genereze o corecție minoră, o corecție de 2 săptămâni, putem considera de graduri, sau ca timp și preț maxim undeva această zonă. Dar undeva, poate un exhaustion rally aici, asta lipsește, cum să spunem, pentru a se finaliza acest trend ascendent. Și de aceea avem și niște ținte, pentru că spunea și un participant de exemplu din Victoria Elliot. Avem și ne ajută și pentru poziționare, dar știm că valul 5 nu ar trebui să depășească așa de alte, dar asta avem de-a face cu un fel de diagonală finală, un pattern de trend, un rising wedge cu caracter bearish. Urmărim cu atenție un posibil exhaustion rally pentru acest trend ascendent. Ulterior, pentru trendul ascendent din 2008, avem nevoie de un pattern de distribuție format pe perioadă mai lungă și am discutat și în trecut despre aceste formațiuni de distribuție genul unui triplu top, aici mai mic pentru că și trendul era mai mic, adică un maxim urmat de un minim, urmat de o tentativă de creștere și apoi de o prăbușire. Dacă acesta va fi maximul, ar fi urmat imediat de un declin, de o revenire, ar trebui să avem o revenire rapidă în pattern undeva sub această zonă, sub 1540-1550, apoi în zona minimului local, o tentativă de creștere, cum s-a întâmplat în trecut, și apoi un declin, o capitulare a pieței bullish. Un head and shoulders? Oarecum, ca un head and shoulders. Da, dar în general head and shoulders-ul îl așteptăm și îl anticipăm în momentul în care prețul revine deja în zona minimă. Acum putem să anticipăm cât e mult mai greu. Haideți și să începem să tranzacționăm, încercăm să ne poziționăm în el, anticipând maximul numărului de. Acolo este cel mai bun punct de intrare, pentru că vorbim ca stil de trading acum, evident că e greu să anticipăm exact maximul și să luăm din. Avem nevoie de niște semnale. Doar dacă, eu știu, putem identifica nivel foarte clar de rezistență, eu știu, sau o evoluție, de fapt, împotriva unui nivel clar de rezistență urmată de o revărsare imediată. Și dacă avem o revărsare imediată care să ne indice că un declin, cel puțin temporar, este iminent, suficient cât noi să ne protejăm pozițiile luate. Ulterior, dacă vom avea acest declin, va da oportunitatea piața să și adăugăm la poziție sau să ne repoziționăm, să mai marcăm și din profituri, în momentul în care va avea un maxim descendent care să confirme într-adevăr începutul unui trend descendent. Cam asta despre SP500 și despre Dow Jones care a atins noi maxime. Iată că se poate, pentru că foarte mult întrebau, poate Dow Jones să atingă noi maxime? Iată că se poate. Pentru noi nu ne interesează neapărat ce face piața, să anticipăm și mai ales să anticipăm timing-ul, cum am spus, dacă ați văzut degeaba, spunem că pică și vindem, dar prețul mai crește nu știu cât, sau că prețul o să crească și noi vindem. Sau nu ne stabilim foarte bine timingul acesta și nu mai putem să ținem pozițiile. Ce să începem să identificăm
momente de slăbiciune ale tenului. Am avut unul aici, pentru că aveam într-adevăr o rezistență clară, dar nu a ținut. Însă, pe termen scurt, se poate face un profit și din această mișcare. Însă, anticipând că este probabil un declin amplu, aici deja ar fi recomandat să încercăm să ne poziționăm pentru un declin mai puternic și n-a ținut odată, căutăm alte momente de genul acesta în care evoluția favorabilă să fie iminente, să ne creăm un avantaj imediat în piață. Evident, asta se întâmplă când evoluează favorabil în perioada următoare și putem să eliminăm riscul. Odată ce am eliminat riscul, intrând în momentul potrivit, nu mai avem nimic de pierdut și avem doar de câștigat. Asta este. Haideți să trecem puțin și pe euro-dolar. Continuă trendul descendent, oricum perspectivele sunt bearish pentru euro-dolar, probabil și ca o observăm oarecum o poziționare negativă vis-a-vis de conferința Băncii Centrale, o poziționare pesimistă a pieței. Dacă va fi și mai pesimistă, căderea va continua, mă rog, conferința va fi mai dovish. Dacă va fi ceva neutru, atunci vom avea un rally pentru euro-dolar, pentru că poziționarea aceasta, observăm că este contrară pieței, contrară sentimentului față de risc. Atare, sentimentul acesta pozitiv pe care îl vedem în piață ar trebui să genereze creștere pentru euro-USD, cu excepția cazurilor când ceva foarte negativ se întâmplă în zona euro. Și poate că evenimentele recente din Regiune au contribuit la această poziționare negativă, cum s-a mai întâmplat și în trecut pentru euro-dolar. În orice caz, perspectivele, părerea mea, că rămân în continuare bearish. Acum să vedem unde vom reuși noi să. Am fost o corecție minoră, nu știu dacă s-a finalizat sau nu, sau prețul va consolida. Prețul rămâne în zona 1.31.31. O zonă de suport pe care o observăm pe graficul daily. Ar fi fost benefic, într-adevăr, o corecție ceva mai amplă, adică 2-3 zile înainte de un eveniment de la care probabil oricum Draghi nu prea dorește să influențeze pozitiv de euro. Dacă am fi văzut o creștere, măcar pentru câteva zile înainte, atunci ar fi fost mai simplu să anticipăm că ACB nu poate să ofere acest optimism traderilor și mai ales că am fi combinat tehnicul cu fundamentalul, am fi încercat să ne poziționăm dintr-o zonă de rezistență. Dar aș fi vrut să văd pe undeva în zona 32.50, 33.50. Pentru un maxim descendent, acesta ar fi pentru mine un nivel mai bun pentru a căuta oportunități de vânzare, pentru că aici mă tem de un sell-off care să fie revărsat. E posibil și asta. Nu-mi plac breakdown-urile, deci breakout-urile să vând străpungeri în jos sau să cumpăr străpungeri în sus, am mai spus de atâtea ori, ci de preferat este să vindem de la nivelul de rezistență. Însă n-a avut prețul să ajungă undeva în zona 32, 32, 40, 33, 50. Poate că mâine, dacă vom avea ceva neutru, prețul să ajungă în zona 32, 30, 33, 50. Pe graficul weekly ar însemna undeva în această zonă. Iată și pe graficul daily. Imediat să oferă asta cu el, dar mai sus pentru că urcă puțin. Nu este neapărat decisivă această linie de trend orientativă.
Pentru că prețul poate să vreze și puțin împotriva acestei rezistențe până la un nivel mai important, cum ar fi acel 32, 50, 33, 50 breakdown-ul aici, fără o corecție de 2-4 zile, nu este recomandat a se specula în general. Da, să ne luăm la în cazul unui dolar, în cazul unei în cazul unei unui declin al cui, al monedei europene sau unui declin general, vă referiți pentru refugiu în aur, dolar și yen. Da, da, ar trebui să, într-adevăr, să vedem o reacție pozitivă și pentru aur în aceste condiții. Bine, aici iena nu prea pare protectivă. Dolarul a avut un plus cu ultimele evenimente în care parcă Rezerva Federală nu a semnalat mai mult QE. Piața așteaptă destul de mult QE și Rezerva Federală nu a dat această satisfacție și ar lua o bucată mare din acest eventual val de panică, dar și aurul, pentru că cu siguranță dacă dolarul s-ar aprecia puternic și am avea de-a face cu un nou moment de panică în piețele financiare, Rezerva Federală ar, cel puțin verbal, ar spune că va continua această politică sau e pregătită să facă tot ce stă în putință și atunci ar duce și mai mult capitalul panicat spre aur. Ar fi combinația perfectă pentru aur acum. Într-un moment de panică și politici monetare destructive pentru USD și yen și franc, la fel. Atunci nu prea mai sunt alternative și aurul ia cea mai mare parte. Spun că acum ar fi undeva în dispută cu dolarul. De fapt, aurul chiar asta arată până la urmă sănătatea dolarului este reflectată prin mai erau niște comentarii legate de este FIBOR retracement în medie EMEA pe euro dolar daily. Este interesantă EMEA asta simplă, exponențială. Probabil exponențială e ceva mai sus acum. Este și el, ne arată de fapt importanța acestui nivel 1.30, acestei zone. Va fi o mișcare amplă, cred, mâine, dar nu neapărat datorită a ceea ce se va spune. Și pentru faptul că euro a evoluat puțin în favoarea sentimentului în general, adică investitorii anticipează ceva negativ. Nu știu dacă reducerea dobânzii este mult prea mult de spus asta. Mai reducerea dobânzii. Probabil dragii va fi forțat în timp să lasă ușa deschisă pentru viitoare acțiuni stimulative, ținând cont de cele recente. Nu? Adică date economice negative, probabil vor fi revizuite predicțiile în jos, apoi climatul politic în Italia și așa mai departe. Și atunci, dragii, trebuie să lase ușa deschisă pentru a nu panica piețele. Cum am spus, perspectivele rămân bearish, dar ceea ce vedem aici
prețul în zona 1,30 de suport este clar. Fie un declin puternic, ar fi fost bună opțiune la acum. Un declin puternic, urmat de o revenire. Sau o creștere, ceea ce ar fi mai bine pentru poziționarea în direcția trendului dominant, o creștere undeva într-o zonă de rezistență și am indicat undeva benefic, ar fi 32,50, 33,50 ca praguri importante de rezistență, de unde s-ar încerca poziționarii în direcția pieței. Nu știu dacă a crescut prea mult. În orice caz, ținând cont de trendurile globale, vă dați seama că totuși pentru EURUSD este destul de greu să performeze în viitor, pentru că, așa cum am spus, este un mare dubiu creșterea arătată de indicii bursieri și ea nu pare că mai are mult timp la dispoziție. Va fi foarte interesant să vedem ce se întâmplă la finalul acestei luni. Am văzut cu toții că acest trend ascendent din ultimii ani și jumătate a arătat o vibrație la un minim, maxim la 26 de săptămâni, apoi un maxim la 26 de săptămâni și așa mai departe. Spuneați de Audi. O să trecem prin majoritatea perechilor. Iată pe un SBJP, cum pare că își formează un top, o consolidare absolut necesară în această zonă. Acum, încă nu este suficientă consolidare pentru a considera oportună o reluare a trendului ascendent. Nu este suficientă. Fie mult mai multă consolidare, fie o corecție mai amplă. Este încă prea puțin. Corecția aceasta practic este de o săptămână. Mult prea puțin. Aș vrea să văd în cel mai rău caz măcar un declin spre 92. Poate chiar mai mult. Când vom ajunge în fereastra de timp de 52 de săptămâni aici, acesta pare un punct de inflexiune. La cum arată piața acum, ar trebui să fie de maxim. Dacă am avea o corecție, am avut o corecție mai amplă, ar fi fost numai bine, nu să considerăm că va juca rol de suport alături de celelalte praguri de suport. Un prag de retragere, un nivel din trecut, o linie de trend, medie mobilă, un Ichimoku și așa mai, și așa mai departe. Cam asta cu USD. Goldul, iată, pare indecis, cum am spus, aș vrea să văd gold undeva în această zonă. Aș vrea să văd cum reacționează piața după un declin, după o scădere, după o ieșire din acest range 1550-1800 în care evoluează de foarte mult timp. Și aș vedea un nivel cheie de suport aici. Aici ar fi fost benefic, într-adevăr, să încercăm să căutăm oportunități de long din acest punct. Deocamdată este neclar cu el. Nu-mi dau seama exact. Pare că o să consolideze în această zonă. Este undeva, este aici 7 pe 8, dintre 7 pe 8 și atunci avem 3 image și 7 pe 8. Undeva consolidează. Cam pe aici este și o zonă de rezistență. Ținem cum că avem o durație de 144 de săptămâni, care ar putea să fie un... Ar fi trebuit oarecum să fie un minim pentru aur. Ar fi doar un minim temporar, trebuie să revenim în această zonă și nu pare într-un punct cheie, undeva la suport, dar trebuie să vedem indicii, formațiuni clare de continuare sau
de continuarea trendului ascendent, deși linia de trend a fost străpunsă, sau nu, de ce nu, de reversare pentru trendul ascendent de 144 de zile, 4, un double bottom, o ieșire din acest trend descendent. Rămâne oarecum predispus. Nu mi-aș lua stop loss acum sau să nu mai simți proteja sub pragul de suport al sub acest range. Pentru că devine foarte previzibil acest suport și m-aș teme de un tentativă de testare a unui nivel mai de jos în cazul unui deficit. Audiul. Iată pe audiul într-un reversal day. Un reversal day ce în general indică o continuare iminentă a trendului descendent dintr-o zonă de rezistență, un countertrend de 2 zile. Când avem de-a face cu un trend puternic descendent, presupunem că mișcarea împotriva lui o să fie o corecție minoră de 2 până la 4 zile, ceea ce se întâmplă chiar acum. Poate a fost puțin forțată evoluția ascendentă după ședința RBA. Audio rămâne în continuare, ne indică în continuare că SP500 nu este atât de puternic pe cât o lasă trendul să că o arată trendul. Iată audio-ul care ne arată perspectivele din China și în general din întreaga lume. Ezită să crească în aceste condiții și cred că și pentru el perspectivele sunt tot bearish și acest reversal day ar trebui să găsească o continuare descendentă. Destul de mică această corecție, dar avem și acest prag de suport aici. Din nou se dovedește că avinde un breakdown, avinde o străpungere unui suport, este cea mai riscantă strategie de tranzacționare. Am mai spus, un fel de sucker's trade. Da? Să mai lăsăm și ceva. Și câteva întrebări. Cel mai bine este când vedem prețul în cadrul trendului descendent, când încearcă să vedem împotriva rezistenței. Va fi prins aici între suport și rezistență, dar mai probabil este o continuare după la definirea și aici acest range, care pare mai degrabă o redistribuție decât o continuare. Se vede foarte bine și pe graficul weekly acest triplu top suport și în trecut și suportul Ichimoku. Ar trebui să avem prețul undeva spre paritate, dar vă dați seama ce ar fi foarte sensibil audio la un moment de panică. Deocamdată pur și simplu doar refuză să crească. La fel și cu EURJPY, oarecum la fel ca USD și cu I. Data USD undeva în zonă de rezistență, o paritate lipsită de volatilitate, cei drept mai tehnică, cu o tentativă de testare după depășirea pragului de suport care devine rezistență. Ce să așteptăm de la ședința băncii Japoniei? Sincer, nu prea știu exact, nu m-am informat prea mult despre acest subiect. A crescut atât de mult ien încât cel puțin pe termen scurt, cam tot ce este negativ pentru ien a fost inclus în preț. Deocamdată nu ar avea ce să spună. Pentru japonezi, îngrijorător, va fi momentul în care vom avea din nou un val de panică. Și probabil că își vor păstra armele pentru
acel moment. Sau poate că, cine știe, vor dori ca el nu să se deprecieze atât de mult încât să aibă de unde se apreciază, pentru că, așa cum am spus, și ei știm și noi știm cum se va termina această bulă speculativă. Nu văd în momentul de față evoluții puternice pe el, cel puțin pe USD. Iene, celelalte parități, euro, ien, audi, ien, ar putea avea mai mult influență din piața, din sens general, din sentimentul global față de ei și nu influență din partea a Bojului, care a trebuit oarecum după cele declarate și de China să dea puțin la întors vis-a-vis de această manipulare și să o considere doar o unealtă de politică internă și așa mai departe. Da. Știm cu toții că nu este deloc așa și știm care a fost intenția foarte clară, nu să încerce să elimine din capitalul acesta de refugiu, să stopeze pierderea competitivității produselor japoneze la export. Și au mai revenit, dar încă sunt destul de departe, nu știu, să revin mai. Rămâne să mai citești și să vedea ce nu mă întreb papa unde Banca Japoniei în aceste zile. Marea preocupare este aceasta, nu când vor capitula trendul. Haideți să vedem și alte instrumente pe care le-am mai dorit, ceea ce am eu pe aici prin platforma, am văzut că au mai fost și alte solicitări, caduse de cad mici, forțe de cad nu l-am gratis, n-am putea adăuga. Am un nou ducat care evită deocamdată să scadă și iată, testează insistent linia de trend. Străpungere, testare, scădere, testare și creștere sub pragul de rezistență. Va trebui să fixăm un nivel static aici. Probabil că este și o retragere din acest range. Păcat că am șters aici acel grand square pe care îl fixasem. Și mergem pe graficul daily, pentru că aici am văzut și data trecută apare acest pattern înșelător, care este un triunghi, un brooding triangle sau un triunghi, nu știu, în română, cum să-i spunem, extins, expandat, să spunem, dacă zis așa termen, sau mai bine să-i spunem brooding triangle. Adică, iată, după un val care depășește maximul valul precedent, avem o revărsare și iarăși această evoluție care ar putea să soldeze până la urmă cu un nivel SD în toată regula cu o revenire sub 0,5-30-40, ce indică un declin iminent. Acel gen de pattern care indică un declin iminent și unde știm că în cazul în care nu este așa, avem deja nivelul de rezistență trasă, poate ar trebui doar să... În cazul în care observăm că nu este așa și nu înregistrează așa continuare mâine, după mâine este o zi pozitivă, ceea ce ar fi anormal, nu știm că trebuie să părăsim acea poziție cu risc minim. Să îngroșăm, da, să îngroșăm. Să observăm poate că avem un astfel de moment. Am o revenire a prețului după o testare a acestui broad triangle la nivel maxim, a maximului anterior, ar fi o revenire a prețului sub nivelul de rezistență. Oarecum la fel cum s-a întâmplat și data trecută. Am avut la fel tentativă de creștere care a ieșuat și prețul a revenit sub zona de suport. E o astfel de evoluție și astăzi ne-ar indica un declin iminent, dar ar trebui pentru mai multe indicii, pentru mai multe siguranță, pentru a aduce, sigur nu este nimic evident, pentru a aduce probabilitatea mai mult în favoarea noastră,
să avem conținere neutră sau chiar negativă astăzi. Și atunci nu ar fi acel semnal bearish din zona de rezistență, ceea ce indică un setup cu o probabilitate mai mare de reușită, cel puțin în perioada următoare, dar suficientă pentru a asigura tranzacția. Euro-USD, însă, vedem și euro-USD, nu înțeleg chestia asta cu un indicator. Forex Gold, regulile sunt aceleași pentru toată lumea, fără expert, fără customizați, fără absolut nimic pentru a păstra fair play-ul competiției. Apropo de asta, nu știu dacă ați văzut încă, data de 8 martie avem un concurs special dedicat femeilor, după încheierea rundei cu numărul 2, la ora 4, pentru că la ora 4, nu cred că mai și la ora 4, pentru a avea fix 100 de ore de tranzacționare pe undă, de atunci o să înceapă o rundă de 4 ore care va avea ca premiu 1000 de euro pentru cumpărături într-un magazin online, evident de femei. Dacă nu sunt printre noi și reprezentant, atunci bărbații pot face un cadou deosebit soțiilor, prietenilor și așa mai departe, un voucher de cumpărători în valoare de 1000 de euro o competiție ce durează doar 4 ore pe 8 martie. O să primiți mai multe detalii într-un newsletter mâine de dimineață. De asemenea, cred că sunt deja detaliile postate și pe pagina de Facebook. Așa că vă dorim mult succes și mai ales succes femeilor, nu? Da, pentru care încearcă să reușească într-o lume, de ce nu, dominată de bărbați, această lume financiară. Haideți să vedem și alte instrumente sau păreri sau sfaturi ale dumneavoastră. Dacă ați identificat o oportunitate deosebită sau la cele discutat în prima parte legat de cele 5 evenimente recente care indică un colaps iminent al economiei și al sistemului financiar. Pentru cei care au ratat, pot revedea în webinarul mâine întrebări sau părere pe aceste teme. La apă chiar nu prea mă uit. Îmi bat în dorii dumneavoastră, chiar nu prea mă uit la aia. O să încerc să mă uit. Oricum, în partea momentată de 4, nu se recomandă să tranzacționa pachete de acțiuni. Este mai indicat CMD Trader pentru asta. Dezamăgitor, pentru investitor. Dumneavoastră spuneți că ar fi posibil să fie un bottom, nu? Ceea ce observăm aici, trendul primar pe Apple a fost răspuns al unui face cu o schimbare trendul istoric. Și ar trebui să împărțim puțin acest grafic între timp. Pe diagonală, verticală, mai devreme de 50, pentru că vedeți aici avem un nou val, poate în 50 să avem o corecție ascendentă. Cam asta ar putea fi ținta pentru noi. Undeva la 50% să testăm și bineînțeles pe graficul daily să vedem o schimbare a acestui trend imediat descendent, deocamdată el este intact, astfel că este destul de greu să presupunem că avem de-a face cu un bottom aici.
Poate să fie și un vacuum, dar nu avem argumente, asta este problema, adică riscul este destul de mare să vedem un declin spre acest nivel, dacă ar fi să considerăm că aceasta este o corecție împotriva, o mișcare, o structură intermediară descendente, asemenea aici. Dacă am pune un 1, un 2, aici ar fi un al doilea val, da? 1, 2, 3, 4, și acesta ar fi al cincelea care ar încheia valul C, să spunem. Dacă acesta ar fi ultimul val C, am putea să presupunem că se pregătește terenul pentru un început de trend ascendent, ducându-ne mai de aproape la structura aceasta minoră. Probabil că am mai avea un val descendent aici, cel puțin cum am spus undeva. Cred că numai devreme de 400, de nivelul 400, poate chiar puțin sub 400, 390, doar de acolo să încercăm să găsim oportunități de long, dar cel mai sigur este evident în momentul în care vom vedea că acest trend descendent se va revărsa, dar deocamdată nu vedem că el nici măcar nu este supus riscului, da? Ar putea să avem un val aici după corecție minoră de 2 zile, un val descendent. Și să anticipăm un minim, destul de greu. Vă recomand în acest caz, pentru că probabil vânați un bottom pe Apple, să începe foarte, foarte puțin în condiționarea, pentru că trebuie să așteptați o revărsare, fiind un minim ascendent, o ieșire din trendul descendent, o corecție și apoi să încercați să vă poziționați pe un val ascendent cu potențial și cu risc minim. Se aude încet, acum se aude tot. Se aude tot încet. Probabil că m-am îndepărtat puțin. E bine că sunt și cei care nu cred, pentru că avem nevoie și de cumpărători în această piață. Deci vedeam acum, nu știu, undeva pe CNBC sau pe Reuters, un titlu foarte mare, ceva de genul buyer egal sucker, ceva de genul acesta. Ei spuneau, și îmi spun de fiecare dată, nu, că acesta este un another Wall Street trick. Dar evident, asta nu înseamnă că nu se mai pot face încă profituri, speculând această bulă speculativă. Ideea este să ieșim din ea înaintea tuturor, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat, un exemplu, piața din România în 2008. Nimeni nu a crezut că se va întâmpla și investitorii au rămas cu acțiunile, au mai scăzut, au mai cumpărat, poate iar au mai cumpărat. În cele din urmă nu au mai valorat nimic, pur și simplu nimic, au scăzut pe la 80-90%, cât foarte, foarte mult. Piața imobiliară și altele și altele și, de ce nu, și bursele de acțiuni. Este suficient să ne uităm pe acest grafic, să spunem în acele momente. Cine scapă primul? Cam asta e. Dar lipsa de participare, volumele din ce în ce mai mici, indică faptul că nu cei mari cumpără. Și cei care se bazează mult pe zgomotul din piață, pe zgomotul din mass media, care, wow, noi maxime, momentul potrivit, ce fericire este, care trebuie să atragă și infuzii noi de cumpărători, astfel cum spui să vândă cei care au cumpărat și au demarcat profitul foarte mare. Sunt cantități mari și trebuie să le vândă, nu? Dacă le-ar vinde toate deodată, s-ar duce prețul violent și n-ar mai obține prețul bun de vânzare. Așa că e nevoie și de
o manipulare, nu este o manipulare, un joc psihologic între competitori. Pentru că asta este realitatea, încercăm să luăm unul de la celălalt, toți luptăm să câștigăm. Cam așa cu Apple. Ar fi bine să... Euro GBP, da, cred că mi-a strâns și un mail pe Euro GBP. O să încerc să vă răspund mâine despre Euro GBP. Nici pe acesta nu prea l-am pe grafic, doar m-am uitat puțin la ce mi-a trimis, dar nu aveam un răspuns clar imediat și de aceea încă nu v-am răspuns, dar o să o fac mâine despre Euro AUD. Parcă se repete situația, vă ziceți aminte că eram aici și urma ședința ECB? Exact aici, cred că eram când aveam ședința ECB. Mai știe cineva undeva, în data de 10 am avut cumva ședința ECB. Rămâne de văzut, dar eu așa mi-aduc aminte. În ianuarie pe 10 am avut acest eveniment. Sau ședința Fed, dar nu cred, ședința ECB parcă. Și euro era vândut, euro USD stătea undeva pe suport. Încă aminte și acela a fost momentul prielnic pentru a declanșa acest și ar putea să întâmple asta și mâine. E un moment decisiv, practic, și mai ales pentru Euro Audio. Un reversal de astăzi ar fi și un indiciu foarte, foarte bun pentru... Da, și un joc continuare. Mâine ar indica o reluare, o continuare a trendului ascendent din zona minimă de suport. Atât euro au ducă și au ducat, se află în... Se află și într-un punct cheie. Euro au ducă de suport, au ducat de rezistență. Și trebuie să căutăm ceva semnale reverse de bine, pentru că ar fi punctele minime, să spunem așa, sau respectiv maxime pe auditat, de unde am putea să ne poziționăm împotriva dolarului australian, odată cu euro, odată cu cadrul. Are nevoie de un statement neutru din partea băncii centrale europene, să nu se indice cu o reducere de bun, ceva de bun în acest. Iată, stăm un punct cheie aici de suport, iată și pe graficul lui Wiki. Iată, avem nevoie, după această corecție, avem nevoie de un reversal week, să revină prețul într-o zonă pozitivă, mâine, azi, să fie un reversal day, azi sau mâine. Ne permit și mâine să se întâmple acest lucru și în cele din urmă reversal week, care ar indica o continuare a trendului ascendent. În caz contrar, nu mai sunt perspective bullish, cel puțin pe termen scurt, nu mai avem unde să le găsim. Este foarte mare ca prețul să ajungă la acest nivel, dar pe noi nu ne va favoriza foarte mult această evoluție, pentru că ar fi un breakdown și acesta ar fi periculos. La trebuie să așteptăm apoi o revenire a prețului într-o zonă de rezistență. Așa de urmări și trendul pe un grafic mai intens în interior. Probabil că a stabilit un minim. Dacă n-ar fi fost acție, doar curs tenis și nu ar fi avut un eveniment mâine, m-a primit într-adevăr că un reversal de astăzi ar fi semnalul excelent pentru poziționare luăm pe euro AUD. Doar să nu influențeze foarte mult ședința de mâine, să nu influențeze negativ euro, pentru că altfel setup-ul este favorabil, în sensul în care riscul de ar fi foarte bun și stop-ul ar fi foarte mic. Dacă
Vine și timing-ul, să combinăm fundamentalul cu tehnicul și nu ar putea să iasă ceva frumos de aici. Așa, exact așa mi-aduc și eu aminte. Cred că eram tot la un webinar de Miercurea și a doua zi urma ședința și Euro-USB era și în o zonă de suport și se foarte, foarte mult, dar cred că era aici. Cred că exact 10 este aici. Exact 10. Exact pe aici era Euro-USB acum 2 luni la ședința de publică monetară. Și practic era în zona de suport. Ar putea să se întâmple asta și nu. Reținez că ar fi bine să vedem în universul de mai ales pe au educat de acela care nu ar să-i se fie neapărat influența de cele ce se vor întâmpla mâine. Să încercăm să ne uităm și la un euro GDP. Avem trecut pe legea faptului analiză frumoasă cu euro GDP. Și GAN, cred că o să încerc să o refac, pentru că acolo erau niște cicluri foarte clare pe graficul de weekly, din ce mi-aduc eu aminte. Orice cicluri de 52 de săptămâni. Ar trebui să fie mai testată sau de mine, nu mai știu exact de unde, probabil ceva de genul în acest an. Da, 52 de săptămâni, ceva de genul acest an. Nu o să vă zic cum ar fi această linie de... Deci, în noastră, considerați că e un punct... E un maxim euro. Oricum, volatilitate mai mare ar fi pe rechile de Deli, nu știu ce să spun acum despre euro, GBP, nu, de nici nu pot explica la prima vedere, mai să studiez mai mult, nu să studiez și ce ați trimis dumneavoastră și o să vă răspund echipat pe mail. Haideți să vedem dacă mai este o întrebare, dacă nu, ne reauzim săptămâna viitoare. V-am spus deja. Bine, avem o rundă specială de Forex Fight și în care puteți să câștigați un premiu plăcut, mai mult decât nu este foarte, 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 cumpărături în valoare de 1000 de euro, dar sigur veți avea ce să faceți cu el, de bine, vă puteți invita cunoștințele din rândul sexului feminin să participe la acest concurs și să-și testeze abilitățile în această lume a bărbaților. După ședința ACB? Da, o să încerc după ședința ACB sau înainte de ședința ACB. Sau după ședința ACB. Dar că să fiu pe fază. Poate o să pun ceva înainte de ședința ACB, să vedem ce se întâmplă până mâine și apoi să fac un update și după. Ok, mulțumesc pentru participare și mult succes. Aveți grijă la trading. O seară bună în continuare. La revedere!